Dacă îți place Irresistible de la Givenchy, dar nu vrei să dai banii pe el, atunci poți cu brio să-ți iei Delicate de la Aurora. Every single day I'm gonna make something great. Salut, dragi și drage, eu sunt Alina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați și gândurile voastre în comentarii. Totodată, eu vă mulțumesc foarte tare pentru gândurile voastre de data trecută și pentru toate comentariile pe care voi mi le-ați lăsat. Și mulțumesc și persoanelor care au simțit nevoia să-mi scrie mesaje în privat și să-mi spună când, mă rog, le place schimbarea mea. Da, după cum vedeți, sunt emoționată. Vă mulțumesc foarte mult și am simțit nevoia să încep acest video cu cuvintele acestea de mulțumire. Totodată, în cazul în care tu, cel care mă urmărești, ești pentru prima dată aici, nu uita să te abonezi, apasă pe butonul ăla de subscribe care este și aici, verifică și dacă ai notificările pornite și dacă nu le ai, apasă pe clopoțel ca să primești notificare de fiecare dată când eu postez. Bun, astăzi, așa cum aștepti și în titlu, videoul acesta este dedicat exact parfumurilor de pe Basmori. Cei de la Basmori mi-au mai trimis mie anul trecut niște mostre pe care eu să le testez, ulterior mi-au trimis niște parfumuri și eu pe acelea le-am făcut eu voie către voi. Și cred că spre asta ne îndreptăm și astăzi, așa că stați până la final să vedeți dacă chiar așa este sau nu. Eu v-am mai făcut câteva teasere cu și despre un parfum pe care l-am descoperit la Basmori printre mostrele de la ei. El se numește Delicate. Parfumul ăsta Delicate este un parfum de la brandul de clone Aurora Scent. Ăsta este un brand de clone, cred că franțuzești, nu știu exact să vă spun de unde vine, însă ceea ce vă pot spune este ce cred eu că este înăuntru. Ăsta este un parfum la 100 ml, este o apă de parfum. La ei pe site, chiar să mă uit acum, la ei pe site costă 159 de lei. Mie mi se pare că pentru un parfum de 100 de ml chiar își merită banii. Vine așa, în această sticlă. Și după ce facem acest video introductiv la teleshopping, în care vă arăt eu cum arată sticla de la Delicate, haideți să vă spun exact ce cred eu despre el. În primul rând, nu pot să zic că mă dau în vânt după sticlă. Pentru că lichidul dinăuntru nu are nicio treabă cu sticla. În momentul în care eu am testat mostra, în primele 5 secunde eram, parfumul ăsta seamănă cu ceva, dar nu știu cu ce. Dar după ce au trecut acele 5 secunde, mi-am dat seama că este unul dintre parfumurile mele preferate. Și chiar mi-amintesc că i-am scris celui de la Basmori și i-am zis, wow, este prima alternativă pe care eu am găsit-o la minunăția de Irresistible de la Givenchy. Și da, este adevărat. Din punctul meu de vedere, Irresistible de la Givenchy nu are foarte multe clone pe piață, sau cel puțin nu am descoperit eu încă alternative la el. Mie îmi place foarte mult parfumul ăsta, cred că v-am înnebunit cu el, de cât de mult poate să-mi placă Irresistible de la Givenchy. E un parfum care m-a șocat din toate punctele de vedere. Este un parfum care, deși are câteva flencăre, pentru că avem apă de parfum, apă de toaletă, hair mist, apă de toaletă fresh și încă unul roze, care se numește acum Pela, o să-l cumpăr la un moment dat. Mie mi se pare că, deși sunt atât de multe flencăre, încă nu există o alternativă, fie arăbească, fie accesibilă la preț, spre care eu să mă îndrept. Dacă ar exista, cu siguranță aș cumpăra-o. Dar toate s-au schimbat în momentul în care eu am pus mâna pe o mostră din Delicate de la Aurora Scent. De ce spun asta? Pentru că, din punctul meu de vedere, ăsta este alternativa perfectă la apa de parfum de la Givenchy. Eu am personal apa de toaletă în care se regăsesc câteva asemănări cu apa de parfum. Însă diferența cea mai mare este că la apa de parfum ai în deschidere niște note de pară combinate cu niște note de ambretă. Ambreta este, sau nalba de mosc, am înțeles că se numește, cel puțin pe după simțul meu olfactiv, înseamnă niște note sau înseamnă un miros cremos, un miros un pic fructato cremos, chiar aproape spre migdală, dar combinația dintre acea ambretă și para care este zemoasă, care este foarte dulce, e exact perfecțiunea în materie de parfum. Și dacă e să te uiți pe notele pe care cică le conține acest Delicate de la Aurora Scent, notele sunt unul la unul cu apa de parfum de la Givenchy, cu Irresistible de la Givenchy, dar în momentul în care îl pulverizezi, wow,
lasă-i, din punctul meu de vedere, lasă-i un minut să-ți așeze pe tine. După ce l-ai lăsat un minut să-ți așeze pe tine, îți vei da seama că da. Dacă nu ești obsedat de Irresistible de la Givenchy și nu-l vrei exact pe acela, dar vrei un parfum alternativ pentru că nu vrei neapărat să dai banii pe el, cred că Delicate ar putea să-și facă foarte bine treaba, cel puțin pe mine o să-și facă foarte bine treaba și încă mă gândesc dacă să-l păstrez sau nu. În momentul ăsta vreau să-l păstrez pentru că îmi place atât de mult încât mi-ar fi greu să mă despart de el și mi-ar părea rău și cred că decât să-ți pară rău, mai bine îl țin, cel puțin pe moment. Poate, la un moment dat o să-l dau când voi ajunge din nou în nebunia de a tot da parfumuri, pentru că am mai dat foarte multe din ele. Eu fac giveaway-uri, unele dintre ele le vând și altele le dau. Le dau către persoane, dragi mie. Am strâmbat. Bun, deci, în cazul în care vrei o alternativă la Irresistible de la Givenchy, cred că Delicate poate să-și facă foarte bine treaba, raportul calitate-preț este excelent. E o apă de parfum care persistă foarte bine. Eu am avut timp să îl testez cam o săptămână și pot să vă spun că el se resimte pe tot parcursul zilei pe pielea mea. Pe haine nu mai zic, în păr nu mai zic și cred că este un parfum foarte bun de primăvară, dar nu numai, și de vară cred că merge foarte bine. Și, da, este alternativă. Deci, dacă îți place Irresistible de la Givenchy, dar nu vrei să dai banii pe el, atunci poți cu brio să ții Delicate de la Aurora Scent. El arată așa. Pentru că sunt la fel. Aproape la fel. Sunt, nu știu, ăsta este cam 80%, 85% din Irresistible de la Givenchy. Bun. Și acum, parfumul pe care eu îl voi da către voi în momentul acesta, sau voi face un giveaway, pentru că da, la 6 minute 55 aflați voi că este un giveaway acest video, mă rog, 6 minute 55 plus sau minus. Cei de la Aurora Scent, pe lângă acela, deci pe lângă Delicate, mi-au mai trimis încă unul, de care eu am fost foarte încântată pentru că îmi plăcea foarte mult ambalajul. Ăsta este ambalajul, parfumul se numește Ilicit sau Ilicit. El vine așa, mi se pare că este foarte frumoasă această sticlă. Ceea ce îmi place este că sticla este în stilul sticlelor de la Narciso Rodriguez, este mată. Fiind mată, cred că este foarte fain să îl ții pe notiera ta, nu neapărat în cutie, pentru că lumina nu trece prin el. Și cred că dă așa foarte frumos pe o notieră feminină. Și da, haideți să vă vorbesc despre el. În primul rând, mie mi se pare că este un fel de ostruză cămilă, pentru că avem acest capac de la specific lui Marc Jacobs Daisy. Avem sticla aceasta care este specifică din punctul meu de vedere lui Narciso Rodriguez. Și mirosul. Mirosul este un miros dulce. Este un miros vanilat. Este un miros care, pentru mine, înseamnă o combinație de Olimpea de la Paco Rabanne, după care nu mă omor neapărat, dar în același timp este un parfum care are o dulceață aparte, dulceață specifică parfumurilor gurmande, însă acesta nu este gurmand. Nu știu dacă are sens ce spun, însă acolo se duce. Spre un parfum dulce, spre un parfum dulce fără să fie gurmand, dulce floral și cu o notă de dulce de lece. Nu știu dacă știți ce este dulce de lece. Dulce de lece, cel puțin pentru mine, este un fel de caramel un pic lichid făcut din lapte condensat. Gândiți-vă la laptele condensat îndulcit care este un pic caramelizat. Spre aia mă duce pe mine cu gândul acest parfum. Este un parfum cremos, un parfum lăptos chiar, dar în același timp un parfum vanilat, ușor gurmand, dacă e să ne referim la faptul că are dulceață în el, dar nu este ca gurmandele cu care sunt eu obișnuită, ci este un parfum confortabil. Da, și îmi place foarte mult și mi se pare că arată foarte, foarte bine. Și ăsta, dragii mei, poate să ajungă la unul dintre voi. Dacă vă plac astfel de parfumuri, dacă ați reușit să ajungeți până la acest minut, unul dintre ele poate fi al vostru. Ce trebuie să faceți este să-mi lăsați gândurile voastre în comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare vouă acest parfum și dacă cunoașteți parfumurile de pe Basmori și la un moment dat eu o să fac extragerea și unul dintre acestea poate să fie la voi.
Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest video, sper că vă place noul meu look și abia aștept să mă lăsați gândurile voastre în comentarii și să-mi spuneți ce credeți. A, da, și faceți așa. E wow! Este wow parfumul ăsta. O să vă las și linkul în descriere de unde puteți să-l cumpărați în cazul în care nu câștigați giveaway-ul meu, ca să spun așa. Bun, pa, pa!